care-i treaba cu bezea, dacă luăm la bătaie, dacă nu luăm la bătaie, o să vedem noi. Aha. Am venit să te bătem acum, că e n-ai... Șoc. Nu vreau să morezi. Astăzi îți facem un vlog pe care mulți dintre voi l-ați așteptat de foarte mult timp. O să vizităm din nou personaje din Mariusel în viața reală. Astăzi o să ne întâlnim cu Bezea și o să plecăm în căutarea lui alături de Frederico. Îl așteptăm aici la Supercharger să vină. În câteva minute o să apară și Frederico și o să plecăm împreună către Bezea. Și cu ocazia asta o să-l întâlnesc pentru prima dată în viața reală și pe Bezea și Frederico la fel. O să-l întâlnească pentru prima dată și exact ca în roleplay-ul care este acum, dacă urmăriți seria. O să vedem unde a dispărut Bezea. Uitați-l pe domnul Frederico. Mamă. E cald, da? E cald. Când eu așteptam să încarc, ce mesaj ne trimite nouă Bezea? Nu mai veniți. Ce mă? Nu mă. Ești retardat. Da, deci așa ne-a băgat pe noi în panică. Deci nu e posibil așa ceva. Deci copilul ăsta e pâine, cum am vrut. Deci e vorba de Bezea aici, pentru că eram atât de aproape, atât de aproape să nu mai mergem nicăieri, pentru că le schimbă planurile Bezea în ultimul hal și cred că ajungem acolo să luăm la bătaie, dar e ok. O să vedem noi care e treaba acolo când ajungem. Și pe lângă Bezea o să mai vizităm încă un personaj. Este o fată, mai exact Lucy Scr, așa se numește în roleplay. O să vedeți și în viața reală, sau Lia, cum vreți să-i spuneți. O să o întâlnim și în viața reală, să vedem cum arată și în viața reală. Traseul nostru de astăzi o să fie următorul. Avem de ajuns în primăria Florești, după aceea Poiana Trestiei, unde stă Lucy, și după aceea ne întoarcem în București. Exact în perioada aceasta, anul trecut, eram cu Matizu și tot același lucru făceam. Mergeam și căutam personaje de Mariusel să vi le arăt pe vlog, iar astăzi facem același lucru, numai că din Tesla s-a mai schimbat situația față de anul trecut și facem o oră până la Florești. Avem autostradă, ar trebui să fie un drum destul de lejer. Sper să ne ajungă bateria de un singur drum, adică planul ar fi să nu trebuiască să încarc deloc și să mă întorc și să încarc înapoi în promenadă. Eu zic că o să fie destul de ok, să vedem ce o să se întâmple și care e treaba cu Bezea, dacă luăm la bătaie, dacă nu luăm la bătaie, o să vedem noi. Florești. Am ajuns, mai avem un minut. Ia uitați-l mă pe Bezea, cum vine de la Peco. Ce zici, patrane? Salut, salut. Ce faci, Mariusele? Am venit să te bătem acum, că n-ai venit. Ai venit gardul acolo. Ai venit gardul acolo? Da, da, a venit cu pază, că știa ce urmează, ok. Deci, cam așa arată domnul Bezea în viața reală. Misteriosul Bezea, care... Mai era aproape și nu ne mai vedeam deloc, că nu prea vrea să se vadă cu noi. E cu corona direct. Exact, clasic, mă, clasic Bezea. Păi nu e normal. Nu știu dacă știi, dar e tradiție deja să iau la Q&A oamenii care sunt personaje din Mariusel, așa că vreau să te întreb pentru început, câți ani ai? 17 ani, făcut deci, recent. Are 17 ani făcut recent, pentru cei care nu știați. Și de unde ești tu? De ce e așa de gros să ne vedem noi și nu ne-am văzut până acum? Aia spune. De aici, de unde suntem acum? Florești, până acum, ok. Tu ești din Florești, dar locuiești unde? Stau în Anglia, în Reading, zona Reading. Cum? Reading. Reading. Deci dacă vreți să-l găsiți pe Bezea, îl mai găsiți și acolo. În principal în Marea Britanie îl găsiți, adică dacă vreți să-l luați la bătaie, nu-l găsiți aici în România. Nu prea iese din casă, deci n-a fost cum. Abia l-am făcut să iasă din casă. Acum o să mergem către Lucy Scr. Mi-a dat mesaj cu ceva zâna mea, că ne vedem, da? Că mi-e rușine. Da? Oh, shit. Să fie interesant. Eu îți poate stare pe Bezea. Ai reușit să deschizi ușa? Da, să deschizi ușa. Ia zic, cum e Tesla? Mă, e Tesla, ești nebun, e belea, ești nebun. Cum e? Să nu faci de-alea urâte, să tai, mă bagi scaunul. Hai, hai, că nu fac de-astea urâte. Ia, ține tu camera. Eu nu pot să și conduc și în același timp să filmești. Avem 27 de kilometri până la Poiana Trestiei. Acolo, undeva în zona aia, stă Lia. În pădure. Și, da, în pădure. O să vedem acolo. Ar trebui să fie frumos, că... Până aici n-am văzut oricum nimica frumos. N-ai ce să vezi? Acolo e mai așa, mai la munte, vede și noi ceva interesant. Dar e grea asta, mă, mi-am murțit mâna. Sala numărul 8. Păi ești prost? O, că n-am, nici n-am accelerat, stai niște. Bă, dar cred că mă filmez pe mine, nu? Ușor. Aia, cum ai ușor. Mă, e rachet, deci de bun? Dar este cea mai slabă, nu? Da. Ai, e cea mai slabă. E tot un pac accelerație aici de bun. Nu vreau să morez. Ia zi, mă, Matei, care-i treaba în spate? Domnul Frederico.
Te la că amețeala? Da. Ia, ci că stă în Ploiești. Mă arăt bine, nu știu unde stă. M-am pierdut pe aici. Ce, mă, că am făcut la serpentine de astea. Nici pe hartă nu cred că e aici. Uitați ce bine conduce. Într-un frumos, relaxant. Și Bezea aici. Cu Cristi, care a băgat o bere, talpă. Ăla e bodyguardul lui Bezea, ca să înțelegeți. A vrut neapărat să fie cu cineva de bodyguard. Ia zi, mă, Bezea, cum e? Stai că mă dau și jos, mă. Unde era? Mi-a zis brățul puternic. Hai să vedeți. Mamă, dar ești nebun cum e aici, te duci pe ducă. Toți mai continuă încolo. O, mă, ce faci el aici, nu știu. Stai în spate. Nu stau, mă, că mi-e rău. Nu mă interesează. Stai în spate, nu mă interesează. Stai acolo, ești nebun, că te dai. N-ai mișto privește pe aici. M-am spus că o să coborăm mult acum. Deci, guys, eu habar n-am unde trebuie să ne ducem. Cred că asta e o împuscată. Nu s-a putut realiza conectarea. Eu cred că e încolo. Nu cred că e încolo. Bă, sună, mă, să vină cu aia. Păi sună că... aveți antena? Că eu n-am antena. Nici eu n-am antena. Doamne, ce cactel are aici, cum vorbesc. Oooo! Să rămână! Să trăiești! Am avut un drum foarte interesant. Stai să parchezi mașina. Acolo. Acolo? Ok. Mă, te cupiezi pe zbălie. Băi, eu v-am spus, mă, că e în partea asta. Eu v-am spus, da, mă, că mă orientez eu bine. Bă, drumul care e mai interesant dincolo. Pe Telega, da. Acolo pe unde era. Ia uzi, pe Telega. Ce? Băi, să moară familia mea, nu mai pot. Am ajuns aici la... Ia și ce, cu ce zâmbet ne-am întâmpinat aici, Alia. Haideți. Da, frumos pe aici. Hai să mergi. Ne arăt pe aici care e treaba. Frumos în natură pe aici. Bă, mie mi-a plăcut drumul. Adică mie chiar mi-a plăcut drumul. Ca un șofer, mie mi-a plăcut drumul. Că a fost interesant. Da, uite ce frumos e aici, vezi? Chiar e frumos pe aici. Și gândește-te când plouă foarte tare, iapa mult mai mare. Mult mai mare. Dar uite ce mișto arată pe aici. Deci nu mai pot. Să-l rupt. Și când te gândești când o să luăm pe același drum acum, că de Păi uite ce frumos ne-a pregătit aici. Eu nu mai stau, mai bine stau în picioare. Eu aici să nu mănânci. Eu aici să nu mănânci. Nu mai nimic. Eu mănânc. Nu vreau apa asta. Arată bine. Da, deci ne-a primit foarte frumos Lia aici acasă. N-am vrut să deranjăm, dar vreau neapărat să stăm aici un pic. Și vreau să te întreb, câți ani ai? 14, fac în noiembrie. Deci 14 ani și tu unde stai? În ce zonă așa? Până nu trebuie neapărat să spui locație, dar oricum am zis eu, pe Ana Tristi. Da! Nevermind. Deci pe Ana Tristi se numește aici, nu? Comuna se numește Cosminele. Oricum, e foarte frumos pe aici, e natură, e chiar super caterincă. Da, hai că vedem noi cum facem să ne întoarcem de aici, o să fie interesant. Noi ne descurcăm noi, nu-i problemă. Să facem și niște poze și după aceea ne retragem. Frumos. Băgați neapărat un follow pe Instagram pentru că acolo am pus niște poze super mișto cu personajele și postăm chestii din spatele camerei care nu ajung niciodată pe YouTube. Te lăsăm. Ne ducem și noi acum către Florin. Nu merge. Râdeți voi de drumul ăsta, dar eu zic că e frumos. Vezi că e bine, se merită aici, mă. E frumos. Ia la camera lui Andrei, la un suc frumos. Și vreau să spunem și voi, dacă vreți să reapărăm în serie, să lăsați un comentariu puternic ca sau să știm și noi. Andrei. Da, să sau să-l părăsim. Hai, vă pupăm. Da. Ciao. Frederico, biziua. Toți nebunii. Bodyguard Cristi. Deci cam asta a fost aventura. Am reușit într-un final să ne întâlnim și cu Bezea, ne-am întâlnit și cu Lucy sau Lia, cum vreți să-i spuneți. A fost scâr-scâr, a fost super frumos. Dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți eventual o parte a treia cu alte personaje, nu uitați să dați acolo pe butonul de like. Nu știu când o să fie, poate tot la anul o să fie următoarea parte. Dar dați acolo pe butonul de like, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și nu uitați să fiți cât mai la curent cu seria Mariusel dacă vreți să vedeți ce se va întâmpla și ce alte personaje vor mai apărea în Mariusel. Eu am fost Andrei alături de Bezea și Frederico, Lia. I-ați văzut în acest video, sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare.